acestei religiuni. Într-adevăr, sunt foarte bine. Așa că ați înțeles că e vorba de un proiect mai vast, de rescrierea dramelor, a pieselor, de fapt, mai dramelor, a tuturor pieselor lui Shakespeare, în ideea, bănuiesc, de a-l reactualiza, de a-l face pe Shakespeare contemporanul nostru, cum a spus Ian Pop. Ei bine, proiectul, după părerea mea, cu totul mai bine gândit, eu, în locul lor, aș fi făcut lucrurile așa, aș fi lăsat romanțe să fie scrisă fără să dezvălui ce e cu ele, aș fi acceptat cronicile și abia ulterior le-aș fi republicat cu subtitlu piesei din Shakespeare pe care, ca să fie un joc mai interesant. Așa cum s-a scris deja, într-adevăr, se poate citi cartea fără să ai nevoie de ajutorul Shakespearean, parte un roman de formare, un roman al adolescenței. Copiii sunt în clasa a șasea, în 1970, în clasa a șasea, copiii scăpau de sub controlul profesorilor, descoperau altele jocul dragostei și cuvintele obscene, lucru care va avea o importanță aici în acest roman. Și mă amintesc de pe vremea când eram profesoară la clasa a șasea că intram cu cea mai mare neplăcere pentru că erau cei mai neasâmpărați copii și nu era foarte, foarte greu să-i stăpânesc. Deci alege foarte bine pentru ce va fi acest lucru. Dacă știm că este vorba de Otelo, punctul de plecare, avem niște delicii în plus, fiind această carte. Bineînțeles, Veneția devine Washingtonul, în Otelo apare cuvântul Sheikh, și în partea întâi și în partea a doua, Sheikh de Mir, Sheikh de înghețată și Mir Sheikh de la Shakespeare. De asemenea, personajele sunt practic luate unul câte unul din Otelo, de pieza eroul principal, un băiat negru care vine într-o școală de alb, este Osei, de Otelo, un nobil, are ceva nobil, poate fi mult al lui, e plin, e Desdemona, Ian este Iago și Casper e Casio, cred că și toate celelalte personaje, unul câte unul, au aproape aceleași nume cu cele din Otelo. Brabant depinde de Brabant din Otelo.
oameni mai buni. Lui îi făcea viața mai bună, îi vorbea și îi iubea. Și dintre personajele care ale piesei Lucrezie, în acest an, băiatul este un iago perfect, cinstit un iago în viața. Este un om, cum el, ea plin de persibie, era cel mai calculat băiat, îi plăcea să complice lucrurile și să dărupeze. Și îi manipula și circula pe ceilalți în viața iago. Iar în băiatul iar găsește un teren foarte bun de manipulare și pe cine era putere, vede în față să fie gelos. Dar tema cărții este gelozia, când este tema și manipularea și toate astea, dar gelozia e totuși lucru pe care îl vedem imediat de Otelo. Nu aceasta este problema, ci mai degrabă, ce spunea și Ioana, discriminarea, ideea de străin care vine într-o școală nouă, ideea se cheamă băiatul cel nou. Să nu credeți că a făcut-o corect politic și că e chiar așa de simplu. Din fericire, trebuie să se valieri, nu este o scriitoare militantă pentru cine știe ce cauze, și am recunoscut-o din toate romanele ei pe care le-am citit. Este o scriitoare bună care vede viață în adevăr în ei. Asta ce v-am spus, faptul că nu te voi, e o temă foarte măruntă în această parte. Mi s-a părut cumva că romanul este mai degrabă Dostoevskian decât Shakespearean, pentru că, în fond, este ideea de autor moral al unui act reprobabil sau al unui crim. Este ideea că în dorătul unui lucru pe care îl face cineva se ascunde altcineva că poate răspunde. Cea mai mare realizare, după părerea mea, în carte, care pur și simplu se înfioară, este finalul și este acest băiat, iago, care nu are nici mai ușor pentru ceea ce face, și nu are nici faină, este foarte finișit, și m-am gândit că este urmașul diavolului din Evul Mediu și anticipează pe psihopații din atât din romanele cât și din filmele contemporane nouă. Este un psihopat, are și această diplomia psihopatului de a trage scop, de a aranja lucrurile și de a părea mereu cinstit în iago, că eu nu l-a fost de mult niciodată. Nu? E, aici totuși soarta lui e mai transparentă decât care i-a fost în notele. Sau, dacă vreți, îi anticipează pe oamenii politici din toate timpurile, pe cei corupți, pe cei corupți, nu pe cei necorupți. Și eu mă asociez în